să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. E, haideți fraților că pasta o mai avem la zi pe săptămâna asta să plecăm și noi înapoi în izolare. Mă rog, eu și Marote, ceilalți sunt acolo de două luni aproape. Nu uitați, duminică aveți Starea Nației special de la ora 22. Subiectul acestei săptămâni este lumea la care ne întoarcem după pandemie. Altfel e bine, e bine de tot, da. Orban e șocat, vom discuta imediat și despre asta. A apărut în presă o înregistrare în care șefa DSP Suceava îi amintește lui Gheorghe Flutur că a chemat-o la 11 noaptea să-i facă test pentru COVID. Ești Flutur de noapte, a, nebunule, hai că ușor, ușor, intri și la prea curvie, Doamne iartă-mă. Aș mai 300. Bine, bine, lasă-i la mine, lasă-i la mine. Am să-ți dau iertarea păcatelor de care ai nevoie. Despre banii de pe amenzi vom discuta și despre asta în această seară, pentru că mi se pare incredibil cum mulți se prefac că nu înțeleg problema. Florin Câțu a zis așa: nu erau bani pe care îi luam în considerare la buget, oricum n-au fost plătite foarte multe dintre amenzi. Da, bravo, mă, Florine, ne fac pe noi 570 de milioane de lei. Ha! Îi spărgeam într-o zi pe dobânzi la împrumuturile pe care le-ai făcut, știi ce zic? Premierul Victor Orban al Ungariei a postat pe Facebook harta Ungariei Mari, în care e inclusă și Transilvania. Reacția lui Orban al nostru a fost: vrabia mălai visează. Bă, mai terminați odată cu mălaiul, cu făina, cu mâncarea. Ori să cadă dracu vrăbiile din zbor de grase. Gata, opriți-vă cu mâncatul. Și noi nu mâncăm seara. Probleme la PSD. Partidul trebuie să spună cum a cheltuit subvențiile primite de la stat și ce firme au primit banii. Mă rog, PSD mereu a avut problema asta de la naștere, să explice ce a făcut cu banii. Ăsta e destinul PSD, practic. Un partid care va fi ok doar după ce va dispărea. Ups, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, zice: n-am avut niciodată așa ceva, să se închidă biserica într-un mod atât de nejustificat, ca și când biserica este pricina bolii. Trebuie să reporniți și voi economia, a? Chiar, Teo, ce deficit aveți, mă, cu pandemia asta? Mare, a? Mă, păcătoși suntem. Desenul animat Donald Trump despre coronavirus. Este mai rău decât la Pearl Harbor. El știe că a fost, da. Dacă îi dai harta lumii și îi zici să arate unde e Pearl Harbor, îl vezi cum zgârie cu unghia pe la țăndărei. Un proiect de ventilator mecanic românesc a fost realizat de Academia Tehnică Militară Ferdinand I. Proiectul a fost făcut în 5 săptămâni. Bă, bă, fiți atenți la mine, am o idee. Voi vedeți că toți sunt cu ventilatoare? Niște înapoiați. Hai, bă, să facem noi ceva cu aer condiționat, să-i punem pe toți în fund, a? Aolo, să terminăm cu prostiile, că a ieșit Iohannis nervos în seara asta. Bine ați venit la Starea Nației. Da, și ne-a zis domnul Iohannis că pandemia e pistol cu apă pe lângă PSD. A fost un discurs de genul ăsta: dragi români, pandemia e nașpa, bla bla bla, mă rog, știți asta, se moare, chestii socoteli, așa, acum haideți să vă zic de PSD. Și dă-i blesteme, dă-i morți și grijani și... Deci, oameni buni, ca să înțelegeți, există lumea bună, responsabilă, cum e domnul Orban, cum e domnul Iohannis, domnul Tătaru și cum sunt toți ceilalți oameni de pe glob, atenție, cu o excepție: PSD-iștii. Boss, vezi că ne vorbești ca la cretini. Ăia bune ai tăi și ăia răi PSD-iști și, desigur, votanților, nu? PSD-ul a lucrat în Parlament. A lucrat mult și prost, toxic de-a dreptul,
așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani, unica prioritate a PSD-iștilor, chiar și într-o criză umanitară, rămâne doar aceasta. Legi cu dedicație pentru baronii lor. Totuși, cred că sunt multe, foarte multe lucruri pe care le poți face în aceste momente decât să duci grija PSD-ului. Până la urmă, tu, președinte, ai luat hotărârea să faci vorba aia pe Parlament când a început pandemia și conduci tu cu guvernul tău. E, atunci condu, mă, nene, lasă-i pe aia. I-am făcut panarame când a fost cazul, de fiecare dată. Acum vezi-ți de treabă. E ca și cum ți-ar fi foarte frică de faptul că lumea ar putea să zică acum... Bă, ăștia de la PNL sunt și ei tot niște panarame, nu? Tot așa erau și PSD-iștii. A, ia să ies eu să le aduc aminte oamenilor cât de jeguri sunt ăia de la PSD. Păi dai ai matale acest guvern de habarnici, nene Iohannis. Pentru că lumea știe foarte bine cine-s PSD-iștii. Și cum spuneam, nu vi se pare că președintele ne vorbește de parcă am fi cretini? Mă rog, are și acele gesturi de când citește din prompter și încearcă să joace textul și toate astea amplifică tot, dar pare că asistăm la un film în care un întârziat le vorbește altor întârziați și ăsta e tot scenariu. Na, un scenariu întârziat, ce să... Deci, domn președinte, nu știu, un sfat dacă îmi permiteți. Mai ieșiți, mai vorbiți cu oamenii pe stradă, o să fiți surprins. Da, cei mai mulți sunt peste cetățenii care fac parte din guvernul ăsta al dumneavoastră. Surprinzătoare este însă perspectiva unor autorități care, prin misiunea ori prin natura lor juridică, au obligația constituțională de a nu pierde din vedere atunci când iau decizii interesul general al societății. Da, asta a mai vrut să ne spună domnul președinte, ceva foarte periculos pentru cum am vrea să facem lucrurile în această țară. Deci, spune președintele că asta se înțelege, oricât de neconstituțională era ordonanța cu amenzile, curtea trebuia în acest caz să se uite în altă parte. Adică dă-o dracu de Constituție, mă, e treaba groasă, închideți Constituția în debara până în vară, să nu vadă ce facem, e greu? Domn președinte, nu e chiar așa, nici nu știu de unde să încep ca să vă pot explica cât de greșit sunteți. Dar hei, mai bine să trecem iar la PSD! Românii se confruntă, din păcate, cu doi inamici. Unul perfid, invizibil, virusul foarte contagios, denumit SARS-CoV-2. Și celălalt inamic, mult mai vizibil, dar la fel de dăunător pentru societatea și pentru viitorul țării noastre. Mamă, domn președinte, ce facem, domne, cu PSD-iștii ăștia? Hai, domne, să mergem peste ei, a? Facem brigadă? Mergem așa, câte trei, să nu încălcăm ordonanțele militare. Domnule Iohannis, serios vorbind, eu zic să vă liniștiți, poate chiar să vorbiți cu un terapeut ceva. Ura, să știți, nu e bună, roade pe dinăuntru ca rugina firaria să fie de ură. Să comparați PSD-ul cu coronavirusul, pe bune, lăsați ceaiurile și treceți pe medicamente ca lumea, că s-a agravat boala. Adică astea naturiste merg până la un punct, dumneavoastră păreți a fi trecut dacă vă judecăm după discursul din seara asta. Jocurile PSD-iștilor, legile PSD, agenda reală a PSD-iștilor, PSD. Serios, cunoaștem jalea PSD-istă, vorbim despre ea de ani buni, dar acum aveți treabă, multă treabă și pare că vă ocupați de cu totul altceva, mai exact de campania electorală a PNL-ului. Adică asta le spuneți celor care și-au pierdut locurile de muncă? Asta le spuneți celor care au închis business-uri în perioada asta? Asta le spuneți celor din agricultură, oamenilor care n-au ce să mănânce mâine și care sunt câteva milioane? Că PSD e mai rău decât pandemia? Domnule președinte, haideți, domne, cu noi aici, în România aia pe bune, disperată și săracă, România care moare în timp ce voi vă războiți ca proștii pe voturile ei. O iluzie și speranță deșarte, pentru că lupul, ca în celebrul proverb, își schimbă
blana, dar năravul ba. Ați văzut ce a zis Comisia Europeană, da? Că atât din punct de vedere cât și economic, România va avea un deficit peste 9%, iar creșterea economică va arăta așa frumos, deci va fi așa, ca lumea, bă, ca lumea de tot, doar că o așezăm invers. Deci, minus 6%. Ca să vă faceți o imagine mai clară, se estimează minus 6% nu după zero creștere, ci după o estimare de plus 4%. Așadar, scăderea economică este în fapt de, numai puțin, ce vreți, mă, așteptați un pic că nu-s Florin Câțu cu școli pe afară, cu la mine e greu. Deci mă și enervați. Plus 4 cu 6 pe plus, care e de fapt minus, cu radical din, presupunem până absurd că integrală din, gata, am rezolvat, 10 minus, minus 10%. E bravo, mă, că stă cineva să se uite în gura Comisiei Europene cu, bă, eu l-am văzut pe domnul Orban, eu l-am văzut pe domnul Câțu. Acum, deci acum, dacă aș avea 1.000.000 de euro, aș pune toți banii la pariuri pe România. Tigru Europei ești, nebun, leu Balcanilor, hiena din Est, maimuța de la gurile Dunării. Nu te joci. Față de previziunile unor analiști privitor la căderea economică, lucrurile stau mai bine decât ne așteptam. Eu cred, și așa cum uit că răspunde economia în acest moment, am încredere că vom reveni mai puternici după această perioadă. Am participat și la un webinar în această seară cu președintele Baird, cu alți economiști. Revenirea, cam toată lumea o vede puternic. A, gata, gata, mă, m-am prins cum e treaba. Câțu ne zice că totul e bine pentru că noi n-avem, mă, ca alții bani de băgat în economie. A? V-ați prins? Franța, auzi acolo, trilioane. Germania, la fel, trilioane de euro, tată. Noi trebuie să o ținem din moral. Noi o lucrăm psihologic cu de-alea. Lasă, lasă, frățiorul meu, că mergem peste ei. Păi da, bă, păi e deficitul mare. Și ce dacă, mă, am vorbit, vine și Vărmiu, e tot așa mare ca mine. Dăm și noi, vedem ce iese. Economia noastră e ca Budescu. Da, jucător de moral. Trei soi cu Lugu Lugu. Hai de fată, ești cea mai bună. Ești Cristina Neagu, ești Simona Halep. Dar dacă lucrezi bine la moral, pă, îți dă gol în vestiar. Timpul va dovedi cine are dreptate. Orbane, așa a început și PSD-ul, da, au fost și aia de la PSD europeni până când nu le-au mai convenit cifrele. Și au început că Europa e așa și pe dincolo, că prea ne face la bani, că de fapt, mă rog, știm cu toții cum a fost. Imaginați-vă, dragi contact, ce iureșul dracu ar fi fost acum dacă era PSD la putere. Ce spume făceau liberalii cu deficitul și cu creșterea economică. O vedeam pe Raluca Turcan cu tencuiala aia de pe față căzută de la cât s-a schimonosit urlând: Orlando, nenorocitule, e deficitul de 10%, auzi ce spune Comisia Europeană, dar tu minți, furi pentru PSD, Orlando! Aici vedeți responsabilitatea și incompetența celor de la PSD și aș spune că e o responsabilitate criminală. Ne-am aflat sub asediul celei mai virulente forme de gangsterism politic practicată de PSD. Oh, da, cam așa ar fi fost și acum. Însă astăzi domnul Orban o dă parte în parte cu UE. Bă, să vedem, mă, care-i mai șmecher. Și că pune cu ei pe bere. Știi ce zic? Nu te arunca. Adică tu oricum rămâi fără serviciu după treaba asta. Te întorci la partid să mănânci dimineața, la prânz și seara din fondul de protocol. Deci ușor, lejer, da? Săraca economia noastră, cred că e cu creierii în piuneze. Dacă te faci la ea, fă, dă-te, începe să plângă, da, se duce într-un colț al camerei, se face ghem, n-o mai scos de acolo decât să o duci la nebuni. E, urâtă soartă ai avut, fată, și tu. Și apropo de soartă, Doamne, Doamne, de-aseară mă tot gândesc ce nasol. Gata, mă, adio spitale, adio sănătate de lux, cum au străinii ăștia pe afară, Doamne. Dar de ce, mă?
Cum de ce, mă, Marote? Cum de ce? Păi banii din amenzi acolo mergeau, bă, să ne facem, mă, și noi sănătate cum au bombardierii pe afară. Destinația acestor sume, ca să știe toți cei care au plătit amenziile, că banii lor se vor duce în sistemul medical. Băi, băi, CCR-ule, băi, de ce zădărnicești, a? Ce-ți mai place să zădărnicești, CCR-ule? Își făcuse și domnul Vela niște calcule, bă, 570 de milioane de lei, ho-ho-ho, reprezintă totuși niște bani, faci niște licitații, dezmulțumesc în genunchi toate firmele partidului. Domnul Vela știe ce naiba a fost primar, hă? Mă rog, să-l lăsăm pe Vela. Probabil îi explică și îi tot explică de 30 de ore cineva cum e cu neconstituționalitatea unei ordonanțe de urgență. Foarte iute la mânie a fost domnul Orban, da, a fost șocat, iar ca să iasă din șoc, a dat-o direct pe anarhie. Această decizie a Curții Constituționale este o invitație pentru fiecare cetățean la nerespectarea legii, la nerespectarea regulilor care sunt stabilite în situația de urgență, practic este un îndemn la anarhie. Doamne, doamne, maica Domnului, că nu m-am mai închinat de mult. Incredibil. Ce prostii pot spune oamenii când sunt prinși că au făcut o mare tâmpenie. Ordonanța asta cu starea de urgență e din 1999, da? E dată de răposatul Radu Vasile să-i fie țărâna ușoară. El cu ghiulul ăla lui, dacă vă amintiți, a pus ștampila pe ea. Nu iar de atunci de stări de urgență României, mă, no. Atunci oamenii o dădeau parte în parte cu minerii, mă, erau alte vremuri. Sălbăticie, tati. Plus că în acei ani nimeni nu știa de Curtea Constituțională, nu? CCR era pe atunci un fel de cimitir al elefanților, da? Mureau unii în funcțiile alea pe bani grei fără să facă nimic. Nu era moda asta de acum cu "Ai la curte să moară cici!" Curtea Constituțională a decis... Curtea Constituțională a constatat... Lovitură de teatru dată astăzi de Curtea Constituțională. Curtea a dat dreptate. Decizie extrem de importantă a Curții Constituționale. Și acum, puțină atenție, vă rog, puțină, mulțumesc. Amenzile erau mai mici, bineînțeles, în acea ordonanță. Că de-aia a modificat acum ordonanța Orban, ca să le mărească, da? Dar, asta e foarte important și văd că nu pricep asta mulți oameni, inclusiv mulți jurnaliști, deși e foarte simplu de înțeles. Pentru ei voi explica mai clar, mai rar, așa că să nu vă simțiți retardați cei care ați înțeles din prima, da? Deci, fraților, neconstituționalitatea era de atunci, din 1999, pentru că nu era stabilit în ordonanță când și pentru ce exact se dau acele amenzi în starea de urgență. Despre asta era vorba. Când ai amendă minimă, când o dai maximă, cât e o ieșire la grătar, cât e un stat pe bordură și spart semințe, cât e o ieșire în papuș la magazinul din colț și așa mai departe. Să ne înțelegem, judecătorii ăia de la CCR nu stau seara în pat să citească legi. Asta e constituțională, asta nu e, asta e, asta nu e, asta are, asta n-are. Nu, ei judecă doar ceea ce le este semnalat. Dar nu am măsuri, nu se fac abuzuri, ele se fac. Este un lucru evident.